Cred că îmi trebuia un trepied cu două capete. Și cam așa arată setup-ul pentru vlogging. Cum eu sunt o sirenă și nu îmi place absolut deloc. E destul de mare. Da. Sunt pe de haiuri, că e indiene, probabil, astea. Ideal ar fi să nu mănânci toată azi. Astăzi încercăm ceva super, super interesant. Am primit un cadou din India, niște dulciuri și le încerc cu Ionuț, care meșterește aici la niște chestii. De sarcina maximă a forței de rotație. Hola! Hola! Nu se știe niciodată când avem ceva de găuri sau de desfăcut. Vrei să încercăm dulce? Taste of India. Da. Oare ce e asta? Nu știu, o să vedem. E cu fistic și migdale. Dulciuri asiatice, crispy. Și cu mult unt. Sunt un fel de haiușe indiene, probabil, astea. Haiușe. Mie mi se pare că e ca o nuga. Deci nu miroase a curry. Wow! Pregătit? Nu. E nuga. Nuga. Ah, ce bine miroase a unt de arahide. Parcă nu, nu poți să scoți mirosul indian. Știi cu ce seamănă? Cu halva. A, da, halva am vrut să zic. De ce am zis nuga? Halva am vrut să zic, da. Nu știu dacă are aromă specifică, dar e foarte dulce. Foarte dulce, e foarte bun. Dar e halva combinat cu vată de zahăr. Nu? Nu știu dacă am mâncat ceva mai dulce. Ideal ar fi să nu mănânci toată azi. E așa, un desert, cred că să-l mănânci cu prietenii la o masă. Am adus ceva și haideți să mâncăm. Nu e așa un desert pe care să-l poți savura. Dar e foarte bun și foarte aromat. Îmi place. Ghee este o grăsime care se produce prin eliberarea lentă a untului într-o baie de apă. Prin această metodă se elimină apa, zaharul, zerul și caseina. Datorită acestui proces rezultă o grăsime gălbuie pură cu gust de unt, care este potrivită și pentru persoanele cu intoleranță la lactoză. Ah, ce interesant! Da, și se poate cumpăra de pe Jim Beam. Ah, nice. 80 de lei în borcan. Acum că am mâncat, hai să facem unboxing în sfârșit la coletul ăsta super fain. Haide! Am primit aici un colet foarte mare de la F64. Ceva ce îmi doream de foarte mult timp să primesc. Am văzut la niște ședințe foto că se folosesc foarte mult lumini din astea albe și vreau să le folosesc pentru iluminat în vloguri, în poze, în... ce cât se mai vine să facem. Și e foarte fain că ce am luat aici se poate folosi și pe post de lumină ambientală, pentru că sunt ce chestii colorate. Wow! Prima dată am luat un Godox de 60 de centimetri. Este un tub de lumină colorat, are o grămadă de efecte, plus se poate configura în orice culoare vrei. Aici este, trebuie să fie un stativ pentru lumină. Aici un alt stativ pentru că am cumpărat două tuburi de lumină. Oh-oh, ajung la asta. Și am mai cumpărat încă unul, ăsta este mai micuț, dar îl putem pune peste tot. Tuburile astea de lumină sunt un pic cam scumpe și merg mai mult pentru fotografie de studio. Dar ce mă gândesc eu să fac este să-l pun în colțuri, în diferite colțuri ale casei și să lumineze ca un fel de lampă. Și în spatele monitoarelor merg, în spatele televizorului și nu știu dacă ăsta are microfon, nu are. Dar sunt niște tuburi de lumină cu microfon incorporat și se schimbă lumina la muzică și, mă rog, foarte interesant. Ăsta de 30 cm l-am cumpărat resigilat, pentru că era ceva ofertă cu 100 de lei, cred că. Ăla mare, cam dat 800 de lei, cred, sau 900, nu mai știu. Și acum să le desfacem. Nu sunt așa de încântată de ele. Cablu de date pentru încărcat. Ah, o husă de transport. Foarte drăguță. Arată ca un baston. Ca un baston era de la poliție, știi? Asta probabil ca să ții în mână, pentru că poți cu tubul ăsta să
să-l ții efectiv așa, știi, și să luminezi pe anumite părți. Da, 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 ca o brățară. Ok, sunteți pregătiți? Ești pregătit? Arată foarte interesant, deci arată super, super interesant. Ce-am făcut e mic, o să fie mult mai mare. Ăsta e mic, dar mai avem unul și mai mare. Niște butoane aici de power off, cred că de aici putem seta modul, că are niște moduri preinstalate. Are de sirenă, știi, de poliție, are candle, ca și cum poți să te filmezi în față și să-ți lumineze, ca și cum ar fi o flacără care arde în fața ta, ca o lumânare, știi? Și să faci o filmare din aia cinematică, să spui că ești în fața unei lumânări. Poate punem din asta cu flăcări. Am văzut, apropo, pe net o știre cu un tip din New York care avea un șemineu foarte mare și a pus flăcări. Și cineva de la un bloc vecin a văzut flăcările alea care ardeau super realistic și a sunat la poliție și putem să facem și noi așa cu flăcări să sună, Doamne ferește, la... Nu, am glumit. Bun. Și aici avem o rotiță care cred că face, reglează intensitatea luminii, dar să vedem dacă pornește. Ionuț! Îmi place. Ok. Și cam așa arată setup-ul pentru vlogging și pentru streaming, de fapt, cred că e mai mult. Pentru videourile de pe TikTok, de pe Instagram, care par foarte, foarte profesionale, cu astea sunt făcute, practic. Îți pui o lumină aici, una aici. O să-ți pui în spate. Doamne, cât e de puternică! Și de aici putem... schimba modulul. Ce zici? Astea sunt modurile prestabilite. Rotița aia, practic, îți comută la următoarea chestie din setare. Și fiecare buton... asta e normală. Colorată. Oh, blițează, uite, vezi? Nu știu, ca și dacă vrei să faci o filmare cu niște fulgere, știi? O să se vezi foarte bine. Cum eu sunt o sirenă. Te-ai prins? Da, da. Îmi place că merge prin Bluetooth și nu prin wireless, pentru că așa nu trebuie să te conectezi de la internet ca să poți folosi lumina și a fost drăgeară și... e foarte enervant, așa este aplicația de la Sony, de la cameră, și nu îmi place absolut deloc. Am revenit că ne-am pus microfoanele pentru că nu cred că l-ați auzit pe Ionuț cum comenta și își dădea cu părerea din spate. Așa? Da. Comentariile mele la adresa celor de la Vodafone de internet. Forța fie cu tine. Cum ți se pare lumina asta? Interesant, e o mentă, dar nu știu la ce o să o folosim. Cumva nu prea se merită să ții așa colorate decât dacă într-adevăr vrei să le folosești în setup-uri de studio mai mult și chiar ai nevoie de lumină colorată. Pentru că alea albe mi se pare că sunt mult mai ieftine. Dar vreau să facem un setup foarte colorat în casă și să avem lumina ambientală. Nu știu dacă am făcut cea mai înțeleaptă alegere, dar ce mă bucur este că dacă vrem să pozăm undeva sau să mergem afară, putem să le luăm cu noi pentru că sunt super ușoare. Asta este cel de 60 de centimetri. Husa asta este super calitativă față de cealaltă. Asta imită un pic pielea, dar cu siguranță o să se ducă foarte repede și o să se degradeze ușor în timp. Este mai groasă și are un fel de burete înăuntru care protejează foarte, foarte bine. Pentru că, într-adevăr, dacă scapi chestia asta, nu e bine deloc. Da, lampa asta este imensă. E chiar imensă, e cât mine. Asta nu cred că are acumulatori, nu cred că, cred că merge doar la priză. Are ceva pe lateral în dreapta, dacă te uiți în dreapta. Ah, da. Are. Ok. Și... ce zici? E destul de mare. Da. Cum luminează? Parcă mai plăcut decât cea mică. E la 5500 Kelvin, imită mai bine lumina zilei. Aia era, da, asta mai pare mai naturală, lumina, da. Lumina de pe asta mare. Cealaltă mi se părea foarte intensă. Da, adică da. Se vedea că nu e... era gal și galben aia ce-am pornit direct. Cred că depinde și de luminositatea pe care ce o faci în unde
filmezi? Avem filtre. Acestea sunt filtrele. Vai, asta pe lumina de background merge extraordinar de fain. Foarte interesantă și lumina asta. Și nu înțeleg de ce mă tot uit la ea, în ea, în continuu. A, are și Wi-Fi și Bluetooth. Asta e bine. Și să vedem ce mai avem în sacul ăsta. Carcasa asta imensă. Cablu de încărcat la priză, priză obișnuită, european. Aici avem și alte accesorii. Și încă un încărcător. A, se folosește împreună, doar că erau împachetate separat. Cam atât ca accesorii, nu e foarte complicată. Dar acum ce vreau să facem este să vedem dacă se potrivesc stativele astea și dacă o să ne ajute. E exact ca un trepied, e tot de la Godox. Am cumpărat două la fel, astea au fost destul de ieftine, cred că 80 de lei. Erau super multe modele, mi-a mai plăcut unul la care îi puteai muta unghiul de direcție. Și era foarte mișto că se putea regla și pe orizontală și pe verticală, dar ăsta e pur și simplu static. Însă sper să fie de foarte mare ajutor. Ok. Și practic de aici se extinde, din câte știu eu, se extinde destul de mult. Asta nu o să intre niciodată aici. Ah, ce mișto, ba da. Știi? Și îl poți pune și așa în față. Îmi place, cred că e o investiție foarte bună, sunt foarte mulțumită de, deja de el. Și acum al doilea stativ, pentru cea de-a doua lampă. Și acum momentul adevărului. Clema asta cred că vine aici. Și ea se montează pe trepied. Da, deci clema asta vine pe trepied. Dar cred că îmi trebuia un trepied cu două capete pe care să pun lampa, pentru că lampa asta nu vine, nu poate să vină decât așa ceva. Hello, am băgat și eu în schemă aici. Din păcate pe lumina aceasta mare nu o să putem pune ca pe asta mică, de aceea e diferit trepiedul și prinderea e diferită. Ai o clemă pe care poți să prinzi oriunde pe lumină, dar nu poți să o prinzi vertical. Clema se montează în trepied și va fi o lumină orizontală. Mai avem nevoie de un accesoriu care trebuie să-l comandăm ca să putem să îl punem pe stativ exact ca cealaltă. Momentan putem doar așa. Am așa emoții când trebuie să strâng clema asta. Păi e super fain așa, pentru că noi dacă avem nevoie putem să o punem complet jos, știi? Și să se lumineze de sus cumva. Da. Și o ridicăm la un nivel super mare. Și în funcție de cum o rotești în clemă, așa intensitatea, da. Așa unghia e de la lumină. Bun. Și cam ăsta e setup-ul de lumini. Acum vedem unde le montăm. În spatele brad. Asta o să fie foarte interesant, da. Punem spatele bradului și încercăm să o controlăm din telecomandă seara. În spatele brad până aplicație. Când avem bradul. Și după ce nu mai avem bradul... Facem studio foto. Foarte interesant. Îmi plac mult de tot. Chiar îmi plac mult de tot. Trepiedele astea... Nu sunt cele mai stabile din lume. Da. Dar și asta este destul de greu. Asta nu. Nu, ăla e chiar ușor. Asta e ok. Asta e și mai stabil. Da, asta e greu. Bine, nici nu cred că l-am prins eu chiar la mijloc. Cred că văd de aici, de aproape, că stă într-o parte. Cred că dacă îl prins la mijloc unde e centru de greutate, atunci s-ar putea să stea unul stabil. Cred că ar trebui să comandăm un alt stativ pentru el și să-i luăm unul care... pe care să-l putem muta în felul de poziții. Dar ceva rotativ. Sau poate doar o clemă care să-l țină. Da. Asta a fost tot setup-ul pentru astăzi. Plac la nebunie și așteptăm și celelalte lumini. Mai avem încă o lumină care trebuie să ne ajungă. Cred că o să ajungă în câteva zile, deci ne revedem atunci. După două săptămâni de utilizare, pot să spun că aceste lumini ajută foarte mult într-un setup de vlogging indoor, podcast, ședințe foto. Eu personal îmi fac poze singură și în continuare vreau să vă arăt niște filmări pe care le-am obținut cu ajutorul acestor lumini. Ziceam mai devreme că se pot folosi ca lumină ambientală. Ei bine, m-am pripit. Dacă lămpile sunt utilizate mai mult de 10 minute, se încălzesc foarte tare, așa că nu-mi imaginez să le ții aprinse mai mult timp.
Sincer, redau o atmosferă aparte și pot fi folosite ca main light, background light, key light, tot ce contează e să ai stativele potrivite. Aplicația pentru telefon se numește Godox Light și merge foarte bine, poți pune absolut ce lumină îți imaginezi. Sunt două tuburi complexe, eu sincer nu le folosesc la adevăratul lor potențial, dar poate cu timpul o să prind ceva experiență. Stativele mele nu sunt cele mai ok, am sunat la F64 să-mi ofere suport ca să cumpăr alt trepied, însă nu au mai revenit către mine nici până în ziua de astăzi. Am mai comandat un cap rotativ, care încă nu mi-a ajuns, dar dacă e cineva interesat, pot să mai fac un video despre setup-ul de fotografie pe care l-am făcut eu. Nu sunt fotograf, nu sunt videograf, nu am niciun fel de studiu ca să pot da sfaturi, tot ce fac aici este pur și simplu hobby. Tot ce am luat am testat pe noi, acasă. Sper să vă placă ce a ieșit și ne vedem data viitoare cu alte seturi de lumini la fel de grozave.